Vă salut, dragile! La lecțiile precedente, noi cu dumneavoastră am definit primele concepte necesare pentru a studia conținutul prezentului de fizică de clasa a 7-a. Astăzi vom continua să definim încă un set de concepte care, în ansamblu, ne-ar permite să descrie mișcarea mecanică a unui. Ne reamintim, deci, primul concept definit la lecția precedentă, mișcare mecanică. Schimbarea în timp a poziției corpului în raport cu altul corpul se numește mișcarea mecanică. Mișcarea reprezintă o noțiune fundamentală în fizică, mișcarea mecanică este cel mai simplu tip de mișcare în lumea contemporană. Pentru ca să putem caracteriza schimbarea poziției unui corp, pentru a putea caracteriza mișcarea mecanică unui corp, avem nevoie de un sistem de referință care este format din corp de referință, corpul în raport cu care se studiază mișcarea, instrumentele de măsurat distanțe și unghiuri, instrumentele necesare pentru a putea vorbi despre orientarea corpului în raport cu corpul de referință și instrumente de măsurat intervalul de timp, instrument cronometru, de exemplu, pentru a putea determina cât de repede are loc schimbarea acestei poziții. De exemplu, din imaginea pe care o avem în față, automobilul poate fi considerat de corp de referință. Acești doi sportivi sunt corpurile a căror poziții o cercetăm, ambele corpuri își schimbă poziția în raport cu automobilul, însă își schimbă poziția diferit, unul mai lent, altul mai repede, deci cu ajutorul instrumentului de măsurat timpul, cronometru, putem determina care dintre aceste corpuri își schimbă poziția mai repede sau mai lent. Dacă să analizăm în continuare câteva situații concrete, de exemplu, în imagine de sus, avem planetele sau corpurile cerești din sistemul solar. În cazul când vrem să cercetăm mișcarea, de exemplu, a Pământului, planetei Jupiter sau planetei Marte în jurul Soarelui, noi putem să neglijăm cu dimensiunile acestor corpuri cerești. Deci, indiferent cât de mare ar fi ca dimensiuni planeta Pământ sau cât de mare ar fi ca dimensiuni planeta Jupiter, când cercetăm mișcarea acestor planete în raport cu Soarele, dimensiunile lor practic nu au importanță, fiindcă noi, de obicei, prin schemă, le reprezentăm prin punct. De ce? Fiindcă aceste corpuri sunt foarte departe de Soare, fiindcă aceste corpuri parcurg distanțe foarte mari și dimensiunile lor, în acest caz, pot fi neglijate. Dacă însă să urmărim imaginea de mai jos, aici deja dimensiunile planetei Pământ sunt importante, fiindcă este vorba despre mișcarea unui satelit în jurul Pământului. În schimb, dimensiunile satelitului deja nu sunt atât de importante. Și când vom reprezenta schematic mișcarea satelitului în jurul Pământului, deja satelitul pe această schemă va fi reprezentat într-un punct. Deci dimensiunile satelitului sunt foarte mici. Dimensiunile satelitului, în cazul dat, sunt foarte mici în comparație cu distanțele pe care el trebuie să le parcurgă, în comparație cu distanța la care se află el până la Pământ. Deci, în cazul dat cu dimensiunile satelitului, putem de asemenea neglija. Deci, noi pe schemă putem reprezenta încă o dată mai repet, într-un punct. Dacă însă să analizăm locul unde se ansamblează sateliții, atunci evident că dimensiunile satelitului deja sunt importante. Deoarece, în dependență de dimensiunile satelitului, noi trebuie să rezervăm un anumit spațiu. Evident că, pe lângă faptul că noi asamblăm satelitul, aici mai avem nevoie de anumit echipaj, de personal, care să poată deservi satelitul. În cazul dat, dimensiunile satelitului sunt destul de importante. Deci, dacă să comparăm cu situația precedentă, satelitul în mișcarea sa în jurul Pământului, dimensiunile lui nu sunt importante, însă satelitul în localul în care el este ansamblat, dimensiunile lui deja sunt importante. Deci, putem defini că corpul ale cărui dimensiuni pot fi neglijate în condițiile date, se numește punct material. Deci, planeta Pământ, când se rotește în jurul Soarelui, poate fi definită de punct material. Satelitul care se rotește în jurul Pământului, poate fi definit de punct material. În schimb, satelitul, în localul în care este ansamblat, deja nu mai poate fi definit ca un punct material.
Dacă să analizăm o rândunică, atunci când rândunica zboară în înaltele cerului, ea poate fi definită de punct material. Dimensiunile rândunicii în comparație cu distanțele pe care le parcurge ea, în comparație cu distanțele până la corpul întâmplătoare atunci când zboară, nu au importanță. În schimb, dacă analizăm rândunica în raport cu cuibul în care ea strănește puii, sau acolo unde mai și înoptează în bunul cu puii, atunci dimensiunile acestei rândunici sunt importante. Deci, în primul caz, rândunica poate fi considerată de punct material, în cazul al doilea, rândunica nu mai poate fi considerată de punct material. Deci, în unele situații, dimensiunile corpului pot fi neglijate. În asemenea cazuri, corpul poate fi considerat de punct material și reprezentat grafic cu un singur punct. Dacă să dăm un alt exemplu, de exemplu un avion care zboară la înălțime mare, sau un vapor care se află în largul oceanului, atunci dimensiunile lor nu mai au importanță. Ele pot fi considerate de punct material. În schimb, avionul când a aterizat deja într-un aeroport și trebuie să se ducă la locul de parcare, de dimensiunile lui, evident că are importanță traseul pe care o să-l aleagă aviatorul. Sau același vapor care intră într-un port, atunci când trebuie să-și găsească locul unde va acosta, de asemenea dimensiunile vaporului sunt importante și cei care ghidează deplasarea avionului, deci pe pistă sau a vaporului în interiorul unui port, evident că vor ține cont de dimensiunile acestui port. Deci, încă o dată precizăm că în unele situații dimensiunile pot fi neglijate, în alte situații ele nu pot fi neglijate. Acum o să analizăm situațiile care le avem aici în imagine. Urmă. Cuvântul urmă l-ați mai întâlnit până acum, l-ați folosit o dată. De exemplu, urma pe care o lasă deci, un automobil deplasându-se pe un teren pe care a căzut zăpada, sau urma pe care o lasă un băiat care se deplasează pe plajă, urma pe care o lasă un avion care zboară. Deci, toate corpurile, în mișcarea lor, lasă o anumită urmă. Această urmă, evident că poate fi vizibilă, exact așa cum am analizat în cazul de date, chiar și în imaginea din stânga, urmele sunt importante pentru criminaliști, fiindcă anume, analizând urma lăsată de cauciucul unui automobil, ei pot determina cam ce fel de automobil sau cum constata că automobilul ăsta s-a aflat, cum s-a aflat în zona unde s-a produs un accident sau s-a produs o crimă. Dar este important un lucru să-l înțelegem, că orice corp în mișcarea sa lasă o urmă. Această urmă poate fi vizibilă, uite, dacă să analizăm bicicleta de mai jos, unde pe roata din urma bicicletei sunt instalate LED-uri, atunci putem vedea atât urma fiecărui becușor, cât putem vedea și urma roții integral. Dar dacă se privim în imaginea de mai sus, atunci aici urma nu mai vedem. Deci urma poate fi vizibilă, dar poate că și invizibilă. De exemplu, bicicleta care se mișcă pe podeaua în sala de sport, acum nu lasă urma. Urma este invizibilă. Aceeași bicicletă care a nimerit pe un trotuar care proaspăt a fost acoperit cu beton, a lăsat urmă. Deci, pe au rămas și urmele de la biciclist. Deci, urma lăsată de un corp în timpul mișcării poate fi vizibilă, poate fi invizibilă. Însă, în continuare, în fizică, pentru urma lăsată de un corp în timpul mișcării, vom defini un concept, îi vom da un nume, și acest nume este traiectoria. Deci, linia deschisă de corp în timpul mișcării se numește traiectoria. Traiectoria, după cum am menționat deja, poate fi vizibilă, poate fi invizibilă, dar și traiectoria se mai împarte încă în două tipuri. Dacă să analizăm imaginea de mai jos, avem două greutăți care sunt lansate de la o anumită înălțime. Greutatea de culoare roșie este lăsată să cadă. În acest caz, mișcarea ei este deschisă de o linie dreaptă, traiectoria se numește rectilinie, iar cea albastră care este lansată orizontal cu o viteză de 5 metri pe secundă, până va ajunge pe pământ, va descrie o curbă, respectiv această traiectorie se numește curvilinie. Deci, încă o dată, concluzionăm. Linia deschisă de un corp în timpul mișcării se numește traiectorie. Traiectoria poate fi vizibilă, invizibilă, dar orice corp lasă o urmă,
Și evident că traiecturile se împart în două tipuri. Mișcare rectilinie, traiectorie rectilinie și mișcare curvilinie, traiectorie curvilinie. Rectilinie, linie dreaptă, curvilinie, linie curvă. În imaginea de pe ecran acum aveți o schemă pe care o găsiți probabil la toate stațiile de transport public din municipiul Chișinău. Și anume pe această schemă avem reprezentate traseele diferitor unități de transport sau vorbim despre traseele autobuzurilor sau autobuzurilor. Deci este vorba despre transportul public. Evident că anume aceste trasee și reprezintă urmele pe care le lasă trolebusul, de exemplu 22, care se deplasează din punctul A în punctul B, respectiv aceste urme, și sunt traiectoriile mișcării trolebusului. Acum, dacă noi ne aflăm cu dumneavoastră într-un anumit punct aici, de exemplu A, noi putem citi de pe carte care sunt traiecturile unităților de transport care trec în această zonă. Și putem vedea cu care din ele ne putem deplasa, de exemplu, într-un punct oarecare B. Astfel o să mai observăm cu dumneavoastră că aceste traiecturi sunt de diferite lungime, pentru diferite numele de troleibus. Și noi vom putea alege acel troleibus, sau să așteptăm acel troleibus, care va trebui să parcurgă o traiectorie de lungime mai mică, pentru ca să ajungem mai repede. Deci, următorul concept prin care putem caracteriza mișcarea mecanică este lungimea liniei descrise în timpul mișcării, lungimea traiectoriei. Deci lungimea traiectoriei se numește drum parcurs sau distanță parcurs. Unitatea de măsură pentru drumul parcurs în sistemul internațional este unitatea de lungime și este metru. Iar pentru a utiliza distanța parcursă în calcul matematic, se folosește simbolul de mic sau simbolul de mare. Unitatea de măsură a distanței parcurse în sistemul internațional este metri. Evident că, în afară de faptul că vom folosi unitățile de măsură din sistemul internațional, în unele cazuri este mai comod să lucrăm cu unități submultiple, unități multiple și ne reamintim cum putem transforma unitățile de măsură, lucruri pe care le-ați învățat în clasa a 6. De exemplu, avem de rezolvat o situație, avem în partea dreaptă mărimi și în partea stângă spații, deci trebuie să le găsim corespondența. Ca de exemplu, 0.01 decametri. Decametri, deca este de 10 ori mai mult, deci 0.01 dacă mulțim cu 10 va fi 100. Sau 0.1 kilometru. Kilometru este 1000 de metri. Mulțim 0.1 cu 1000 și o să obținem 100 de metri. 10 centimetri, centimetri este 100 parte, împărțim 10 la 100, o să obținem 0.1 metri. 100 de decimetri, decimetri este a 10 parte, deci va fi 100 împărțit la 10, este 10 metri. 1000 de milimetri, milimetri este a 1000 parte, deci împărțim la 1000, obținem 1 metru. Și 10 hectometru, hecto este de 100 de ori mai mare, deci 10 hectometri înmulțim cu 100 va fi 1000 de metri. În felul ăsta putem verifica dacă am găsit corespondența corect, deci am transformat corect unitățile de măsură și în continuare am putea să propunem și altor colegi să efectueze și să găsească această corespondență. Astfel, dragii mei, astăzi la lecție noi cu dumneavoastră am continuat cu definirea conceptelor prin intermediul cărora putem studia mișcarea mecanică a unui corp. Am definit deci conceptul de traiectorie și am definit conceptul de distanță parcursă sau drum parcurs. De asemenea, am definit conceptul de punct material. Iar împreună cu conceptele pe care le-am studiat la lecțiile precedente, deja avem un bagaj necesar și suficient pentru a putea vorbi despre cele mai simple tipuri de mișcare mecanică. Reamintim că traiectoria poate fi atât rectilinie cât și curvilinie. Mulțumim pentru atenție! Toate bune!